Călătorii sosiți în câteva aeroporturi din China au avut surpriza să fie întâmpinați cu dansuri de însoțitoarele de bord și colegilor de echipaj. Spectacolele improvizate au marcat debutul festivalului de primăvară, când, potrivit tradiției, chinezii își vizitează familiile, oricât de departe s-ar afla. Însoțitorii de bord au profitat de ocazie ca să se distreze puțin înaintea unei perioade foarte aglomerate. Potrivit statisticilor, în timpul festivalului, numărul pasagerilor de pe cursele aeriene din China crește aproape la dublu față de zilele normale.